și bine v-am găsit, vă spune Carmen Sarcina, la cea de-a patra ediție a Festivalului Folcloric pentru Copii și Tineret Ion Diaconescu. Sunt alături de o parte a ansamblului folcloric Maria Lătărețu al Școlii Populare de Artă, iar managerul Școlii Populare de Artă, domnul Alexandru Bratu, ține să vă ureze să aveți o zi frumoasă. Urează la mulți ani tuturor măriilor, pentru că astăzi este Sfânta Marie și pentru că nu a fost prezent alături de noi, prin noi transmite mesajul de dragoste, frumusețe și multă, multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru toți cei care vă aflați în această zonă minunată. De asemenea, vinovat pentru festivalul acesta, așa vinovat între ghilimele, trebuie să-l punem pe domnul profesor doctor Ștefan Popescu, ex-directorul Școlii Populare de Artă, pentru că, așa cum știm, pe Valea Amaradii sunt nenumărate festivaluri la care dumnealui a avut o contribuție deosebită. Valea Amaradii fiind așa un tumult de cântec, de joc și de multă, multă culoare luată din costumele populare gorjenești. Mulțumim de asemenea pentru invitație și pentru faptul că a făcut posibilă prezența Școlii Populare de Artă, a profesorilor de la Școala Populară de Artă în această zi, domnului primar Drăgulescu Liviu Doru, pe care îl invit aici alături de mine și de asemenea alături de invitații special pe care dumnealui a ținut să-i aducă în această zi de sărbătoare. Și dacă nu înșel, am văzut aici pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, pe domnul Ciprian Florescu, și îl invităm aici în scenă pentru a fi alături de noi, pentru a fi alături de dumneavoastră și de micuții concurenți. Dragi cetățeni și stimați oaspeți, ziua de 8 septembrie în fiecare an a avut o semnificație deosebită în viața comunității noastre, dar de data aceasta eu adaug o nouă valență, inaugurarea, continuarea Festivalului Folcloric pentru Copii și Tineret Ion Diaconescu, ediția a patra. Cu respect și încântare salutăm prezența domnului vicepreședinte, celorlalți invitați, domnul Călinoiu, domnul deputat Weber, domnul David Soiu, alături de noi, în ziua de Sfânta Mărie. Aducem într-o dată mulțumirile noastre personalului la Școala Populară de Artă, care an de-a rândul ne-a sprijinit activitățile culturale din localitate. Iar pentru această zi, aportul a fost meritoriu. Comuna Licurici a fost și este o prezență vie în viața culturală a județului Gorj, dovadă rezultatele obținute de către tinerii la concursurile desfășurate în prezent, noi fiind gazda unor asemenea manifestări. Acest lucru a fost posibil datorită primăriei, sătenilor, personalității de suflet de la Școala Populară de Altă, Consiliul Local Licurici. Festivalul Folcloric pentru Copii și Tineret Ion Diaconescu se dorește a fi un omagiu adus domnului învățător, fiu al satului Negreni, care a fost o personalitate puternică la nivelul localității Licurici. A fost un om înzestrat de natură cu o voce muzicală deosebită. Darul l-a primit, dar a trebuit cultivat și slujit cu credință. Cu multă muncă și mai ales perseverență, domnul Diaconescu s-a format lângă Școala Populară de Artă, alături de Doina Gorjului. Era nelipsit la manifestările culturale și aceasta se datorează originalității cu care venea în spectacol. Astăzi, fiind Sfânta Marie, din partea mea, a Consiliului Local Licurici, urez tot tuturor domnilor, doamnelor, cu nume de Marin Maria, la mulți ani. În continuare, dau cuvântul domnului vicepreședinte, Ciprian Florescu. Mulțumesc, domnule primar! Bună ziua întâi de toate și bine v-am găsit! Așa cum se întâmplă în fiecare an, pe 8 septembrie, motive de bucurie, de sărbătoare pentru dumneavoastră, pentru locuitorii Comunei Licurici. Drept pentru care vă rog să-mi permiteți ca întâi de toate să-i aduc felicitări domnului primar pentru faptul că an de an reușește să păstreze tradițiile, reușește să păstreze acest ton de voioșie și de bună dispoziție, dar în aceeași măsură reușește împreună cu cei la care apelează de fiecare dată să arate cât de frumoase sunt costumele populare gorjenești, cât de frumoase sunt dansurile și cât de încântătoare sunt melodiile populare. Este un motiv de bucurie și faptul că astăzi sărbătorim
o importantă dată din calendarul creștin-ortodox, Sfânta Maria Mică, așa cum este cunoscută în popor. Așa că vă rog să-mi permiteți, ca în numele Consiliului Județean și al meu personal, să le urez din suflet la mulți ani și tot binele din lume tuturor celor ce astăzi își serbează onomastica. Altfel, felicitări pentru tot ceea ce faceți, domnule primar, să dea Dumnezeu ca an de an să ne vedem tot mai mulți și tot mai liniștiți, tot mai bucuroși de faptul că viața pe care o parcurgem capătă conotații pozitive. Să dea Dumnezeu să fie bine pentru toată lumea, la mulți ani Comunei Licurici, succes în continuare festivalului, la mulți ani tuturor celor sărbătoriți astăzi. Deci, în continuare, probabil se va începe cu formația de dansuri populare, da? Nu, vor fi concurenții pentru că ei sunt un pic mai emoționați. Cei care sunt la dansurile populare, fiind în grup, trec emoția de la unul la altul. Vă mulțumim! Vă mulțumim încă o dată pentru prezența pe scena festivalului Ion Diaconescu și mi-l amintesc cu drag pe Neion, pentru că a fost colegul nostru la Școala Populară de Artă, un om cu suflet mare, iar iată că dumneavoastră, cei din Licuriști, v-ați gândit să-i aduceți un pios omagiu. Cinste dumneavoastră și Dumnezeu să vă ajute mulți ani de acum încolo. Salutăm de asemenea și televiziunile prezente. Colega Aura de la En Sat este nelipsită peste tot. Întotdeauna la orice eveniment unde a fost invitată a răspuns prezent. De asemenea, îl văd și pe domnul Ion Ciulica aici, care întotdeauna ne face imaginea frumoasă, așa ca dumneavoastră, cei de acasă, să vă bucurați de acest festival. Să nu o lungim prea mult, pentru că emoțiile celor mici sunt mari. Mi-au transmis și mie câteva, am încercat așa să mă stăpânesc, să-i stăpânesc și pe ei. Și începem acest festival frumos prin a prezenta și onoratul juriu, pentru că trebuie să fie cineva care să îi departajeze cumva pe cei mici. Toți sunt frumoși, toți au costume populare frumoase, au voce, voce de copil care în curând, prin muncă și prin răbdare, va deveni o voce cunoscută dumneavoastră tuturor. Președintele juriului în această zi frumoasă de sărbătoare este domnul profesor dr. Ștefan Popescu de la Școala Populară de Artă. Președinte onorific al juriului este domnul primar Drăgulescu Liviu Doru. Membrii juriului sunt domnul Tănăsoiu Paul, director Cămin Cultural, domnul Andrei Ion, director Școala Gimnazială Negren, doamna Amelia Cârciu, Carcalicia, profesor Canto, Școala Populară de Artă din Târgu Jiu și nu în ultimul rând, un om drag mie, domnul coregraf Mirulescu Ștefan. Am prins acest sărut în zbor și invit în scenă o concurentă micuță la statură, frumoasă foc, cu un costum popular la fel de frumos. Dabela Sabina. De menționat că toți concurenții vor prezenta o strofă din cântecul fără acompaniament și două strofe din cel cu acompaniament. Succes! Bună ziua și bine v-am găsit! Mamă caută minorocul să-mi aflu aproape locul, că de-o fi peste Carpați să mă despartă de frați, printre străini să-mi fac viață. Și mi s-o strâmba tulpina.